Atenție maximă la cumpărături. Anumite tipuri de pește, deși ieftine sau lăudate pentru gustul lor, au un grad ridicat de toxicitate. Conform Capital.ro, fie că postim sau nu, peștele este un produs alimentar care apare în farfuriile românilor măcar o dată la 30 de zile. Indiferent de ce alegem să gătim, pește și cartofi prăjiți, salată cu ton, pește cu orez sau pește marinat, un lucru este cert, ne place să mâncăm pește. Indiferent dacă citim un ziar, o revistă, o broșură sau deschidem televizorul, peste tot, acest produs alimentar este lăudat, atât pentru gustul său, cât și pentru vitaminele și nutrienții pe care le conține. În ciuda imaginii pozitive pe care o deține de ani de zile, anumite tipuri de pește au un grad ridicat de toxicitate. Nutriționiștii recomandă evitarea acestor feluri pentru consum. Deși peștele este un produs recomandat pentru copiii în creștere sau pentru persoanele care intenționează să slăbească, fără a pierde din grăsimile esențiale, în ultimii ani calitatea cărnii albe s-a degradat considerabil. Din această cauză, consumul de pește devine din ce în ce mai dezavantajos. Cei mai toxici pești din țară sunt pangasius, somonul și bibanul. Pangasius este un tip de pește care se întâlnește aproape în toate magazinele, se vinde la un preț accesibil și nu are oase, motiv pentru care majoritatea oamenilor îl cumpără cu plăcere. Realitatea este însă înșelătoare. Probabil te surprinde prezența somonului în lista speciilor de pești toxici. Deși este considerat o delicatesă, are un conținut ridicat de mercur. De asemenea, bibanul are o cantitate considerabilă de mercur în compoziția sa. De aceea este recomandat să alegem biban de dimensiuni mici, sub 0,5 kg.